În numeroase școli din România, inclusiv în cele din județul Hunedoara, se întâlnește fenomenul de abandon școlar. Prevenirea acestui fenomen reprezintă o prioritate pentru Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara. Să vedem care este situația în ceea ce privește rata părăsirea timpurii a școlii, deci care, cum stăm cu prezența la școala elevilor, pentru că da, putem să le oferim o educație de calitate și să susținem tot felul de activități pentru ei, dar trebuie să-i avem la școală mai întâi. Și în acest sens sper ca județul Hunedoara să fie așa într-o, să prezinte o situație așa de echilibru. Clar, aici unul dintre o prioritate a noastră asta va fi în această direcție, reducerea abandonului școlar este, să spun așa, un indicator valabil nu numai pentru județul Hunedoara, ci pentru toată țara. Peste 3.000 de școli gimnaziale cu risc mediu și crescut de abandon școlar din România au depus cereri la Ministerul Educației înscriindu-se în schema de granturi din Planul Național de Redresare și Reziliență pentru combaterea acestui fenomen. Fiecare grant are o valoare de maximum 200.000 de euro, în funcție de numărul de elevi înscriși și gradul de marginalizare a localității, și va fi implementat pe o durată de 3 ani. În județul Hunedoara au fost identificate 53 de școli cu risc crescut de abandon, iar 23 dintre acestea au fost selectate în prima fază de finanțare, celelalte urmând a intra în cea de-a doua de anul viitor. Deci e vorba de 23 de unități din informațiile pe care le am din județul Hunedoara, care s-au încadrat în această prima etapă și în anul 2023, pe această linie de finanțare, mai există o etapă și pot accesa și alte unități de învățământ acest proiect. Intenția Ministerului Educației este ca în timp un minim de 2500 de școli cu risc ridicat de abandon școlar să fie selectate în acest program multianual, finanțarea acestuia prin PNRR, având o valoare de 543 de milioane de euro.